Începând cu data de 15 septembrie, angajații DGSPC Călăraș, membrii Sanitas, au intrat în grevă japoneză și vor protesta pașnic, purtând banderole albe, ca urmare a faptului că nu și-au încasat salariile pe luna august, prin nevotarea în data de 12 septembrie, în cadrul ședinței de Consiliu Județean, a rectificării bugetare. Vreau să vă transmit următorul lucru. Pe colegii mei nu interesează această luptă politică. Nu sunt absolut deloc impresionați de faptul că fiecare parte își arată bunăvoința. Ei așteaptă salariul, domnilor. Acești oameni au fost izolați la locul de muncă câte două săptămâni sau acasă. Lucrează fără drepturi salariale normale, conform legii. Și acum nu le mai dăm nici salariile. Dumneavoastră sunteți aici ca să lucrați pentru oamenii ăștia care v-au votat. Din ce văd eu, nu lucrați așa. Oamenii ăștia sunt indignați. Ce așteptați? Sau ce vreți să mai aștepte oamenii ăștia de la dumneavoastră? În data de 10 ei trebuiau să-și ia salariile. Luni începe școala. Cum le asigură oamenii ăștia traiul necesar și condițiile necesare pentru copiii aia? V-ați gândit la lucrul ăsta? Vă rog să mă scuzați, dar sunt indignat de ceea ce aud și ceea ce văd. Forma de protest va fi menținută până la soluționarea situației. Mai multe amănunte despre acțiunea de protest primim de la Valentin Robescu, președintele Sanitas filiala Călăraș. Era dată de salariu. Oamenii s-au trezit fără bani în card. Deși am făcut mai multe demersuri la prefectură, la consilierii județeni din partea PSD și din partea PNL de a lua o măsură în așa fel încât să se rectifice bugetul Consiliului Județean astfel încât oamenii să-și ia salariile, nu am reușit, deși s-a întrunit Consiliul. Am beneficiat la un moment dat și de sprijinul prefecturii privind această situație. Din păcate, nici în demersul, nici în urma demersului prefecturii nu s-a rectificat bugetul. Vă referiți la convocarea unei ședințe de Consiliu Județean de către domnul prefect? De Consiliu Județean, da. Consiliul Județean, pentru că el este cel care trebuie să verifice, să rectifice bugetul. Și nu a fost vorum la acea ședință? În data de 12 a fost vorum. Și de ce nu s-a votat? Nu pot să dau eu un răspuns vis-a-vis de treaba asta și nu o să-mi dau cu părere, pentru că poate fi interpretat. Cred că cel mai bine ar fi să răspundă membrii Consiliului Județean. Câți angajați sunt în 800. Situație? 800. Și în momentul de față, ce formă de protest ați declanșat? Având în vedere situația actuală, nu putem protesta decât sub forma acestei greve japoneze la locul de muncă cu banderole. Așteptăm să vedem, există posibilitatea ca într-o perioadă nu foarte lungă de timp, noi membrii, noi Sanitas, membrii ai Federației Sanitas, să declanșăm la nivel național ample acțiuni de protest, pentru că este vorba de faptul că în DGSPC-urile din țară există o situație similară, adică nu au buget pentru asigurarea funcționalității și a plății salariilor până la sfârșitul anului, pe de o parte, iar pe de altă parte, promisiunile guvernului de a acorda niște stimulente pentru activitatea pe care au desfășurat acești oameni și din sistemul de sănătate și din sistemul de asistență socială, stimulente care n-au apărut nici în ziua de astăzi.
să nu uităm că și unii și alții au tratat, au îngrijit bolnavi infectați cu COVID. Mulți au pus viața în pericol sau îmbolnăviți și ei, dar ne-am dus mai departe. Nu că ne-ar, cum să vă spun, nu că am face treaba asta pentru acest stimulent. Asta ne este meseria. Dar în momentul în care de la cel mai înalt nivel se spune acest lucru, sunt acte normative care stipulează acest lucru. Iar atunci când vrei să pui în practică, nu se pune în practică, vă dați seama că oamenii reacționează. La nivel județean, ați primit cumva promisiuni din partea Consiliului Județean că această situație va fi remediată în cel mai scurt timp sau nu ați primit niciun răspuns? S-a găsit o soluție și au primit 42% din salariu. Toți angajații? Da. În data de 18 este convocată o ședință a Consiliului Județean și bănuiesc eu că în data de 24-25 oamenii își vor primi restul de salariu. Problema, bun, am rezolvat problema cu întârziere, problema salariului pe luna august. Dar problema cel mai mare este, și sunt foarte curios să văd cum vor rezolva sau cum vor asigura bugetul de salarii până la sfârșitul anului.